Conform tradiției, Administrația Finanțelor Publice Argeș organizează la un anumit interval de timp întâlniri cu contribuabilii, în cadrul cărora sunt dezvoltate anumite subiecte de specialitate sau sunt lămurite aspecte pe care, în general, contabilii le au de rezolvat în activitatea de zi cu zi. Probleme legate de impozitul pe construcții, că am auzit că s-a mai modificat ceva, impozitul pe reinvestit, cu asigurați? Am mai participat, poate nu întotdeauna, dar cred că majoritatea cazurilor, da? Probabil că astăzi noutățile sunt în legătură cu profitul reinvestit și alte probleme de ordinea zilei. Dumneavoastră, de exemplu, aveți un aspect pe care ați dori să-l dezvoltați sau pe marginea căruia să discutați? Păi cred că profitul reinvestit este chestiunea la ordinea zilei, ca alte noutăți majore în această perioadă de 3 luni de zile, nu cred că sunt. Pentru îmbunătățirea permanentă a informării și îndrumării contribuabililor și având în vedere modificările legislative intervenite în această perioadă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș a organizat o întâlnire cu contribuabilii. Aș vrea să vă informez că este a 4-a întâlnire pe anul ăsta. Am considerat că mai avem ceva de comunicat contribuabililor. Obligațiile fiscale cu termene de scadență în septembrie-octombrie, reglementări privind scutirea la impozitul reinvestit, aspecte legate de declararea contribuabililor inactivi și reactivarea acestora, comunicarea prin mijloace electronice, că aici avem o mare problemă. Majoritatea contribuabililor nu utilizează mijloacele electronice care le vin, care sunt mai lent la îndemână și i-ar putea scuti de foarte mult timp, dar pierde timp pe la ghișeele noastre. Aspecte legate de impozitul pe venit în agricultură, condițiile de scutire a acestuia. Știți că anul ăsta a fost un an cu calamități și trebuie să le oferim contribuabililor și posibilitatea și varianta scutirii de acest impozit pe veniturile agricole și alte aspecte ridicate de contribuabili. Peste 100 de contribuabili, persoane fizice, juridice și contabili au participat la această întâlnire, unde ca de fiecare dată, după prezentarea temelor propuse, s-au purtat discuții pe subiecte ce țin de clarificarea unor aspecte practice.